A influențat în vreun fel pandemia bolnavii oncologici? Din păcate, da. S-a observat scăderea adresabilității, frica de infecție uneori intraspitalicească cu SARS-CoV-2 și astfel asistăm la o creștere a numărului de cazuri în stadii avansate sau chiar metastatice. Care sunt etapele pe care un pacient oncologic le parcurge începând cu simptomele? Prima ar fi prezentarea la un medic, indiferent că e de specialitate oncologică sau alta, dar prezentarea e prima etapă, conștientizarea faptului că există o anormalitate în cadrul organismului și ulterior o secvență de investigații pentru a elucida acea cauză. Care sunt patologiile oncologice cele mai frecvente? În ultima vreme am întâlnit o creștere a cazurilor, în special pe patologia mamară și ginecologică, în special cea de col uterin, asupra cărora avem și programe de screening implementate. Le faceți screening-uri sau de cele mai multe ori se prezintă cu diagnosticul? Din păcate, de cele mai multe ori vin cu diagnosticul, uneori în stadii incipiente, de cele mai multe ori în stadii avansate, dar avem și programe de screening pentru a facilita. Sunt pacienți care refuză tratamentul? Ce motive au? Desigur, sunt pacienți care refuză tratamentul, unii din frica toxicității la tratament, în unele cazuri din cauza alopeciei, căderii părului provocate de citostatice, alții din convingeri și crezuri personale, dar cu toate astea încercăm să îi consiliem cât mai mult pentru a-i ajuta să ia o decizie favorabilă, o decizie de a începe tratamentul. Desigur, intră și liberul arbitru, tratament cu forța nu se poate face, pacientul trebuie să fie de acord cu tratamentul și să-și dorească acest lucru. Schemele de tratament sunt suportate din punct de vedere financiar de CSE? Da, în integralitate, indiferent că vorbim de chimioterapie clasică, sistemică sau de imunoterapie, schemele de tratament sunt suportate 100% de CNASE. Asta înseamnă că tratamentul este gratuit pentru pacient, nu implică niciun efort financiar. Ce condiții le oferă pacienților Spitalul Pelican? La Spitalul Pelican, pacienții oncologici beneficiază de abordul multidisciplinar, pe lângă cele 8 paturi de spitalizare pe zi, de zi, avem și salon cu paturi pentru pacienții cu perfuzii mai lungi, pe decursul a câteva ore, pe lângă secția de internări continue, unde se face tratamentul pe parcursul mai multor zile. Avem o colaborare foarte strânsă cu celelalte secții, implicit chirurgia, cardiologia, diabetologia. Avem opțiune de implantare a sistemului PortaCAD de chimioterapie continuă, astfel încât pacienții cu perfuzii mai lungi au și opțiunea implantării folosirii unei pompe de infuzie continuă, pe care efectiv o iau la domiciliu și se prezintă înapoi la spital pentru detașarea acesteia la finalul tratamentului, fie el după 2 sau 3 zile sau 4, în funcție de pacient și schema de tratament aleasă. Încercăm să le oferim cât mai multe alternative, să facem cât mai plăcut timpul petrecut aici, în ciuda diagnosticului, și personalul să fie cât mai deschis și plăcut. Cum îi ajutați pe pacient să facă față diagnosticului? În primul rând, în cazul unui pacient diagnosticat, un caz nou, ne rezervăm timpul necesar unei prime discuții, să le explicăm pe larg ce înseamnă boala, ce soluții le oferim, ce expectanță avem noi din partea tratamentului, ce așteptări au pacienții de la noi, tocmai pentru a înțelege mai bine. Pe lângă această discuție avem și consult psihologic, tot în cadrul spitalului, din nou gratuit, consiliere psihologică, tocmai pentru o manageriere cât mai bună a cazului. Ce sfătuiți pe cei care se află în stadii avansate? În primul rând să se prezinte. Statul, neprezentarea la medic nu e o soluție. Tratamentul este eficient chiar și pentru cei aflați în stadii avansate sau stadii metastatice. Le oferim soluții indiferent de stadiul bolii. Aveți cazuri de pacienți care s-au vindecat? Da,
Da? Chiar avem cazuri de diferite patologii oncologice în urma tratamentului, în urma monitorizării. E un mit faptul că gândirea pozitivă poate ajuta la vindecarea organismului? Nu l-aș numi tocmai un mit, dar clar, cert, ajută o gândire pozitivă, o gândire optimistă, dorința pacientului de a se vindeca. Ajută, pe lângă tratamentul oncologic, bineînțeles. Care e sentimentul pe care îl aveți atunci când ați contribuit la vindecarea pacientului? Clar, un sentiment de satisfacție, de reușită, o stare interioară de bine, faptul că am reușit să îl scăpăm din ghearele unei boli cumplite, dar momentul curativ e determinat foarte mult de momentul prezentării inițiale la medic. Cu cât mai repede se prezintă la medic, cu atât mai mari sunt șansele de a diagnostica boala într-un stadiu incipient.